Astăzi este luni, este Paștele Blajinilor și Sergiu este la biserică, eu am rămas acasă cu copiii și am decis să fac sau să încep un vlog nou. Așa. Sper să-mi reușească, sper să fie totul bine. Acum îmi beau Dry Maxi, pe aragaz fierbe ceaiul, cafeaua. Și vreau să le fac copiilor. Am aici pâine cu speltă și semințe, ouă și vreau să le fac pâine prăjită în ou, pentru că asta mi-a cerut. Micul dejun este gata. Am aici pâine prăjită în ou, cașcavaluri și am făcut un chișloren, un chec din asta sărat sau tartă. Crusta este foarte delicioasă. Dacă aveți nevoie de rețetă, o găsiți la Valerie's Food. Și copiii, doar Cecilie, doar Lie și Stelian mănâncă, așa că o să vedem. Cine nu o să mănânce, o să-i mănânc eu bucata. Și mă duc acum să-i chem la masă. Ce-ți lipești? Wow! Aici Stelian face Lego! Stelică, dar pune-ne mami pe covoraș! Caserola asta e plină cu Lego. Of, băieții ăștia. Și aici, fetele, este ce faceți, fetele? Mama, dar ce le am în două stickere de asta? O să dea, nu stickere, dar sticker. Ce faci, Cece? Nu știu cum se cheamă. Agenda. Nu. Dă-i una și gata. Una și gata. Agenda, planner, ce faci? Nu știu cum. Dar ia arată ce-ai făcut până acum. Ok. Asta a fost prima. Și ce sunt astea? Nu știu cum să spun. Bullet journal, ceva de genul. Da, dar nu scrie nimic în el, nu? Nu. Pur și simplu așa. Aha, le decorez, da? Wow! Foarte frumos. Și am început să fac cu Lia împreună acestea cu violet. Ia ales culoarea. Așa. Dar cine a murdărit aici, Lada, iară? Nu eu. Nu tu? Hai, cred că eu. Care vrei? Fetelor, a apărut episoade noi și un sezon nou la Doctorul cel Bun, ba chiar două sezoane, 5-6. Așa că eu astăzi îmi petrec un pic de timp uitându-mă la câteva episoade, după care o să citesc, o să termin de citit cartea, mai am un pic. Așa că iată că ce o să mă ocup eu azi. Acolo un copchilaș face colier din biser. Altul doarme, altul se uită la porcării. Acolo niște haine de strâns, dar eu citesc. Pentru că aseară am citit până târziu și mi-a mai rămas doar un pic. Așa că azi neapărat trebuie să o dau gata. Deoarece am o altă carte, de fapt sunt mai multe care așteaptă să fie citite. Am terminat de citit cele 999 de la Auschwitz, o carte. Cred că este cartea cea mai clară și care explică cel mai bine tot ce s-a întâmplat la Auschwitz. Și vreau să vă citesc ultimul cuvânt. Un pic, care spune așa: te rog să înțelegi că războiul nu are niciodată un învingător. Chiar și cei care câștigă pierd copii și case, mijloace de trai și o mulțime de alte lucruri. Asta nu e o victorie. Războiul este cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla omenirii. Asta aș vrea să-ți ofer, să te facă să simți cu inima și nu cu urechile, să te facă să înțelegi ce s-a întâmplat în acei ani. Iată așa, recomand cartea cu mare, mare drag. Așa, am terminat de citit cartea asta și o încep pe aceasta, Rămas bun Budapesta, în paralel cu Ora fermecată. Iar Cecilia citește David și vioara lui, a început aseară să o citească și a zis că e așa de interesantă. De când stă cartea asta în bibliotecă și copiii n-au citit-o. Și de asemenea, în fiecare zi citesc câte un capitol din Noul Testament și unul din Vechiul Testament.
Acum am un pic de timp, așa că o să citesc Biblia. Bună dimineața! Lia astăzi este supărată. De ce ești supărată? Nu vrea la grădiniță, dar mama cu tata e la lucru azi. Gata, s-o termina sărbătorile. Trebuie să lucrăm. Hristos a înviat, dragii mei. Am venit acum. Am urcat scările de două ori. O dată în sus, o dată în jos și încă o dată în sus. Se primește că am urcat 10 etaje și sunt foarte obosită. Am băut o cană cu apă, cu înghițituri foarte mici. Și acum am venit de la grădiniță. Îmi las hainele astea la o parte. Fac un pic de ordine în casă. Curățenie am făcut ieri. Trebuie doar să strâng paturile, să le pun pe toate la locul lor. După care, la ora 10, am ședință cu fetele. Va trebui să... Ia să vă pun eu așa mai... Așa. Este. Va trebui să vorbesc pentru toate partenerele din Greenway despre activarea contractului de parteneriat. Dacă voi filma, atunci va fi un vlog aparte, pentru că știți că am o rubrică dedicată Greenway-ului și după asta, nu știu, o să văd eu ce mai fac prin casă, parcă nu am nimic special planificat astăzi. Trebuie să pregătesc content pentru canalele mele de lucru și eventual să mai lucrez ceva cu echipa. Așa că mai dezbrac, repejor aranjez lucrurile prin casă, apoi mă așez la birou să lucrez. Dar vă mai țin la curent cu ceea ce se întâmplă. Am zis că prelungesc cumva vlogul și astăzi și de seară îl încheiem. Ia priviți ce am eu aici. Fetele mi-au lăsat un cadou și iată eu cu acest fiber încerc să șterg, dar din păcate nu se curăță pentru că sunt karaoke și marker permanent. Însă, ia uitați-vă, un pic de pastă mistic. Așa, iau doar așa pe o bucată ca să vă arăt, pentru că trebuie să filmez și pentru Instagram. Ia uitați-vă. Observați, da? Și gata, petele de acolo au dispărut. Exact așa voi face cu toate. Iată așa, mămici, dacă vă doriți aceste produse minunate, cu ajutorul cărora puteți face curat în casă, fără a folosi soluții chimice, scrieți-mi, pentru că compania este deschisă spre colaborare în peste 50 de țări, așa că indiferent de unde vă aflați, cu siguranță produsele o să poată ajunge la voi. Știu, cineva ar spune acum că iarăși fac reclamă, că nu știu ce, dar nu pot, fetelor, să nu vă vorbesc despre așa produse bune, inofensive, care ne ajută să facem curățenie în siguranță. Cât fac aici curățenie, eu vreau să vorbesc cu voi la un subiect. Cineva mi-a scris ieri un comentariu și am zis să vă povestesc și aici câte ceva, și anume este o persoană pe care eu nu o cunosc, dar care mi-a scris că ce înseamnă asta că eu filmez fiind ciufulită, că copiii se scarpină la nas, la ochi, în cap atunci când eu filmez, că asta e lipsă de respect, că patul e nestrâns, că e dezordine. Și vreau din nou să vin cu o remarcă, da? Fetelor,
Eu nimic din ceea ce filmez nu regizez. Nici măcar nu fac curat în casă, doar de dragul YouTube-ului, să știți. De asta, genul acesta de comentarii mă fac să râd. Pentru că dacă vă doriți perfecțiune, dacă vă doriți regizare și scenarii și tot felul de clipuri din astea perfecte, atunci vă rog frumos să mergeți pe canalele care au așa clipuri. La mine o să vedeți realitatea așa cum este ea. Și fie mă acceptați, fie pur și simplu vă dezabonați de la acest canal și mergeți pe canalele unde totul este bine, frumos și perfect. Eu nu am de gând să-mi schimb locuința, nu am de gând să fac anumite lucruri doar de dragul YouTube-ului. Da, poate mi-aș dori și eu o locuință instagramabilă, cum este acum la modă, să spunem. Poate mi-aș dori. Poate mi-aș dori o casă mai mare, dar în același timp înțeleg că sunt extrem de multe familii care la rândul lor și-ar dori să aibă casă pe care o am eu, și-ar dori să aibă copiii pe care i-am eu, și-ar dori dezordinea pe care o am în casă, dar din păcate ei nu o au, așa că atunci când voi să vă învățați și să înțelegeți că este important nu să fim perfecti, dar să fim mulțumitori cu viața sau pentru viața pe care o avem, atunci totul va fi foarte, foarte bine. Iar eu vreau să fiu bine cu mine, să am pace în familie, să am liniște sufletească și să nu fac lucrurile doar de dragul de a le face, ci să le fac cu plăcere. Exact de asta vă prezint realitatea așa cum este, vă arăt momente din viața mea, vă arăt chiar și ceea ce este legat de Greenway și așa mai departe, pentru că așa este viața mea, așa este viața familiei mele. Și dacă eu astăzi nu sunt machiată și părul nu mi este aranjat, asta este pentru că eu mă simt perfect așa și nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Voi puteți să alegeți. Fie rămâneți aici și acceptați, mă acceptați pe mine așa cum sunt, fie vă dezabonați și mergeți la canalele unde totul este perfect, unde nu există dezordine, unde nu există copii care să facă gălăgie și așa mai departe. De mult nu v-am arătat eu grădina noastră de la balcon, care deja nu mai este grădină. Aici știu că Sergiu a semănat nu știu ce, dar urmează să iasă. Aici aveam în ambele mărar, dar iată au mai rămas ridichi și cresc concomitent. Așa, a lăsat, iată, câte un castravete și urmează să mai dea câteva frunze, apoi o să-i punem deja jos la podea și o să le permitem așa pe perete să se cațere, să se întindă. Aici nu știu ce a pus, dar a lăsat și 4 răsaduri de roșii pe care la fel o să le punem așa în ghivece. Și aici, din câte văd, sunt crăițele care astea sunt din prima partidă și deja restul au fost ulterior plantate, da? Sau cum? Semănate. Urmează crăițele să le ducă la biserică, să amenajeze pe acolo, dar restul o să rămână acasă și săptămâna asta cred că o să mai semănăm niște microplante să avem pentru salate. Așa, mi-am pregătit aici biroul pentru că urmează să am ședința cu fetele
voi face eu o prezentare de asta. Testez să văd cum stă telefonul. Stă bine, nu stă bine. Să știu cum să mă aranjez. Așa. Mi se pare că este totul foarte bine. De mâncat o să mănânc după, o să iau doar prânzul, mic dejun nu o să iau. O să mănânc după ce o să țin lecțiile, dar îmi fac aici un dry in maxi pe care o să-l savurez în timpul cafeluței. Iată, unghiile mele arată oribil, dar m-am programat joi la cosmetolog și vineri la... Ce mâini mi-arată! Și vineri la manicură nouă. Tadam, iată și micul meu dejun. Aici am un ofert, aici am chișloren și ridichi, nu știu de ce arată așa. Pe cameră parcă par că ar fi nu bune, dar să știți că sunt delicioase. Aștept să-mi fiarbă cafeluța și iau, nu știu ce va fi acesta, mic dejun sau prânz. Și aici mai am o bucată de Colombo pe care l-am primit de la psihologul meu din Italia. Așa că o să mănânc și colombo cu ciocolată și cremă de fistic, cred că are, dar asta după ce voi mânca mai întâi mâncarea sărată. Din acest clip, evident că nu puteau să lipsească produsele terminate, pentru că în ultima perioadă am consumat cacao, iată așa, cu lapte de cocos. Aici veneau câte 5 pachetele, 5 pliculețe, sunt vegane, fără lactoză, fără organisme modificate genetic. Copiii mei pur și simplu ador această cacao. Și tot la categoria mâncat-băut am aici colagenul. Am eliberat pur și simplu, iată, aceste două cutii și am zis să vă arăt. Avem cu merișoare și acesta cu lămâie și persic. Nu știu, despre colagen aș putea să vă spun multe, dar ceea ce trebuie să știți este faptul că după vârsta de 25 de ani, organismul nostru nu mai produce atât de mult colagen, de aceea avem nevoie de suplimente pentru a-i da necesarul. Și cum noi prin alimentație nu, sau prin ceea ce consumăm nu prea îl ajutăm, iată, luăm așa suplimente, da? Noi avem două gusturi, v-am spus, câte 10 pliculețe și fiecare pliculeț conține 5.000 de miligrame. După care avem aici Dry Maxi, am terminat o cutie, eu o beau sau această băutură o consum dimineața pe stomacul gol, câte un pliculeț ajută la retenția de apă, la detoxifiere și la controlul greutății. Apoi am mai terminat aici o cutie de absorbante din astea de noapte de 8 picături pe care le recomand. Absorbantele de zi, cred că în fiecare clip vi le arăt. Apoi avem aici cutia de la detergentul Foi, 38 de bucăți, ingrediente naturale și aici am două săpunuri. Săpunul Mint, iată așa, cu care noi în ultima perioadă chiar ne spălăm și pe mâini, și săpunul Lemon pentru veselă. Iată, astea sunt produsele noastre terminate. Am primit cutii de la bunica și stăm tăți împrejurul ei. Și așteptăm. Cum jucărie, Lia? Bunica ne trimite. Ia-că-te.
Bujori pentru mine! Bujori pentru Lia, dar pentru tine e ca și buchet. Mulțumesc! Și asta pentru Cecilia, să vă plăcinte. Oi, și de... Și frumos miroasă! Hai, pune aici! Marar, pătrunjel... Și... Stai, Lia! Asta crește la bunica în grădină, cred că așa niște fasole speciale. Fasole de ciocolată! Mai are fasole bunica sau nu mai este altceva? Aici avem aici castraveți și... Gata! Mai este ceva aici. Napoletane! T-ai așteptat? Vreau și eu așa copac să crească așa. Auzi, Lia, cum de nu spui? De mult mi-am dorit. De mult mi-am dorit. Și acolo borcani. Spun cu ce e, că dacă vrei să știi, asta e tomat. Ca să punem pe pizza, de exemplu. Astea sunt vișini în socul lor, ca să facem tort. Da, chiar acum facem pizza. Astea sunt prune. Noi facem o pizza mâine. Asta e dulceață de cireșă. Așa. Asta e dulceață de butuie. Asta e pentru checul și ala ras. Aici sunt castraveți în amândouă. Așa, aici e salată de roșii. Aici tot sunt castraveții. Castraveții. Aici toate trei recipiente, un bocan de 3 litri de castraveți. Aici avem de... Pentru Stelian. De zmie o răpuie. Și aici e icra. Tocană. E ca și mulțumim bunica.